te-aș ruga să le dai câteva sfaturi antreprenorilor care ne privesc. Cum să facem să luăm banii aceștia europeni din diversele programe? Pentru mici afaceri, în primul rând. În primul rând, cred că antreprenorii ar trebui să știe că această sesiune care urmează pe Port 21A și Port 22 este o sesiune bună, o sesiune care trebuie urmărită și o sesiune care cred că nu va mai fi replicată sau nu vor mai fi alți bani de tipul acesta încă ani buni. Adică pentru cei care au un proiect, un plan și se încadrează pe aceste fonduri, cred că ar trebui să se pregătească efectiv. Aici sunt condiții și cu privire la situațiile financiare, să se intereseze din timp ce li se cere și să se pregătească pentru acest tip de proiecte. Asta e un sfat pe care îl pot da și le garantez că sunt programe bune, care vor funcționa. Și să se înarmeze și ei cu lichidități dinainte, pentru că vin cam târziu bănuții. Deocamdată, cea mai mare problemă a fondurilor europene nu este problema decontărilor, pentru că deja funcționează mecanisme în care statul plătește direct furnizorul. Într-adevăr, cota lui trebuie să o aibă. Trebuie să o aibă deoparte. Da. Adică trebuie să strângă niște bani, să pregătească niște bani sau să discute cu o bancă, să-și facă o socoteală din timp, să nu se ducă să afle că este după ce are proiectul aprobat. Asta e un sfat general. Dar deja mulți oameni știu lucrul ăsta. Și dacă au un proiect bun, un proiect care poate aștepta 2 ani la implementare, pentru că nimic nu va fi făcut după o zi pe alta, adică degeaba te duci azi cu ceva ce vrei să faci peste 2 luni ca fonduri, trebuie să te duci azi cu ceva ce vrei ca peste 2 ani să funcționeze, cel puțin un an, deci să aibă o prognoză corectă a implementării investiției, să aibă bani ca să-și susțină propria cotă plus ceva în plus de rulat în proiect și să-și calculeze foarte atent, pentru că orice grant are un cost suplimentar față de ceea ce se vede. Adică pe lângă faptul că statul dă 70% sau 90%, de fapt mai există un cost care ține de procedură, de birocrație, de întârzieri, de licitații, de negocieri cu furnizorii care sunt mult mai flexibile în privat decât pe banul public. Deci să calculeze și acest cost ascuns al grantului, care de multe ori ajunge să fie între 10 și 15% din grant, pe care nimeni nu și-l ia în calcul și se trezește încet, încet cu cheltuieli neeligibile care îi dau peste cap business-ul. Cred că acestea sunt lucruri importante, sunt multe de spus, dar dacă are în vedere câteva puncte, poate avea succes pe fondurile. Și să-și ia un consultant totuși bun, pentru că am văzut, m-am întâlnit cu mulți antreprenori care mulți au senzația, dorința că pot să obțină fonduri europene fără un consultant care să le scrie proiectul, să meargă în permanență să urmărească proiectul. Nu prea are sens, pentru că statul oferă bani pentru consultanță și finanțează consultanța în proporție mare, deci efortul lor e unul mic. Eu cred că din statisticile pe care le cunosc, prea puțin beneficiari au fost cei care au mers fără consultant. Nu că n-ar exista, nu că nu s-ar putea, dar cred că nu are sens să învețe fiecare să facă meseria altuia. Dar la consultanți deja se poate spune că se pot cunoaște consultanții după succesul pe care l-au avut în proiectele deja implementate. Adică consultantul e o resursă esențială când pornești la drum pentru un grant, pentru că deja consultanța nu mai înseamnă scrierea unui proiect. Consultanța înseamnă consultanță în a-ți gândi bine proiectul, în a te sfătui să nu faci proiectul sau a-ți valida conceptul de proiect, a-ți scrie un proiect care să se poată implementa, nu numai care să se poată aproba, a atrage toți banii și a te susține și pe perioada de monitorizare, când tu va trebui să furnizezi informații, va trebui să atingi niște indicatori, va trebui să explici dacă nu i-a atins, și să aibă în vedere tot acest ciclu când negociază cu consultantul, să nu mai contracteze bucăți, să nu mai accepte servicii care sunt oarecum incomplete, pentru că nu e în avantajul lui. N-are ce câștiga. Trebuie de la început să știe. Asta e. Succes în absorbția de bani europene antreprenori și mulțumesc frumos, Marian. Succes!